Putem să discutăm asupra cazului, în primul rând asupra tot ce s-a întâmplat. Dreptul la replică este vorba despre o familie foarte problematică în centru, dar eu am să mă expun când deconectați camerele. Vorbiți, nu e o problemă, n-avem ce spune, tot public. Suntem o instituție din subordinea direcției generale. Dumneavoastră v-ați prezentat la direcția generală asupra cazului să discutați. Deci centru are un administrator care poate să... administratorul este din subordinea direcției generale. Deci familia dată, după cele întâmplate, a spus că seara s-a făcut iarăși percheziție pe la orele după 10. Aseară? Da. Să vă prezentă registrările de pe camerele video? Dar când a fost? Deci, o persoană, Pavel, este angajat cu tatuaje? Nu, Pavel nu este angajat. Închideți, vă rog. Dar ce face el? Ce caută el? Domnul, părăsiți, vă rog, frumos, biroul. Deci, au ferit drept la replică. Închideți, vă rog, camera și discutați, după care, dacă doriți să filmați, trebuie să cereți acordul meu. Cine este Pavel? Eu nu vreau să vă răspund la întrebări. Ce caută Pavel și faci percheziții refugiaților și terorizează? Părăsiți, vă rog, frumos, biroul meu. Dacă aveți careva obiecții și discuții, de fapt, se face un demers către direcția generală potrivit căruia dumneavoastră urmează să veniți în vizită la instituția respectivă. Și apropo, accesul în instituție persoanelor străine este interzis. Deci eu am venit până în birou dumneavoastră, adică nu am pătruns sus să ajung. Păi da, în genere, în clădire, și pe cine ar trebui, pe cine ar trebui să... cu cine au și accesul persoanelor străine în incinta clădirii este interzis. Ce treabă avem noi cu cine au? Nu contează, eu am treabă cu cine au. În urmă la tot ce s-a întâmplat aici. Îmi pare rău. O să vă descurcați, eu cred. Eu mă descurc tot. Tot ce este nevoie. Pentru că eu fac tot corect și este documentat fiecare fir de ață din incinta centrului. Nu avem noi ce ține cu bunurile, dar ce ține de atârnare față de refugiați? Ar fi corect? Vă rog frumos camera. Eu am o atitudine foarte bună față de refugiați. Sunteți dispus, însă în baza unei scrisori, să vă prezentați aici ca să luați interviuri de la ceilalți beneficiari ai centrului. Eu pot să vă arăt fiecare organizație care se prezintă în incinta centrului. Prezintă o scrisoare potrivit căreia la data cutare, la ora cutare, urmează să se prezinte în incinta centrului cu scopul cutare și așa mai departe. Închideți camera. Sunteți Pavel? Sunteți Pavel? Eu vă întreb, cine sunteți dumneavoastră? A, dumneavoastră sunteți blogger și ala, da? Care blogger? Dar cu ce vă ocupați? Sunteți Pavel, nu? Eu vă întreb și ala. Rog, ce trebuie să aveți la refugiați să faceți cu percheziții sau seara? Nu, nicio percheziție. S-au fost ceva incidente față de... Nu. Nu a fost? Nu. Dar ce atribuții aveți aici și tot veniți și patronați? Nici o atribuție. Ați fost doar? Ați fost cu doamna... Doamna Ana, ăsta e Pavel care vine încoace, care este vorba? Nu este vorba de nimeni, deconectați camera că nu v-am dat niciun acord să mă filmați. Am vă zis, spun încă o dată, este Pavel care, din Bercut, care vine încoace și face regulă? Nu v-am dat niciun acord să mă filmați. Doamna Ana, este Pavel care... Deconectați camera pentru că încălcați normele și eu chem poliția imediat. Și ce să invocați? Deconectați camera. Ce să invocați? O să invoc faptul că mă filmați fără acordul meu. Deci sunteți angajată? Și angajat. Eu sunt angajată centrului, sunt administratorul centrului așa. Oficial. Poftim beneficiarii. Sunteți într-un spațiu public a doilea. Da. E bine, ce să discutăm noi, Iurea, mersi. Beneficiarii